seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De mai bine de jumătate de an, Diana Plămădeală își caută cu deznădejde mama dispărută. Am vorbit seara, trebuia să spună să doarmă, să odihnească. Ca a doua zi trebuie să plece Nisporeni. Tatiana Benciu, de 42 de ani, s-a pornit la Brătuleni, raionul Nisporeni, unde trăia cu soțul ei. Dacă a ajuns acolo sau nu, rudele ei nu știu nici până astăzi. Nu, i-am mai sunat la prieteni de ei. Am crezut că poate că la prieteni undeva șede. Nimeni nu știe nimic despre dânsa. Diana spune că după o lună de așteptare a anunțat poliția despre dispariția mamei sale. Poliția de la Nisporeni a început să caute. A zis că au dat în căutare. Rudele Tatianei afirmă că știu o persoană care îi dorea moartea. Astfel, ei spun că nu mai speră să o mai găsească vie. Cădea în genunchi și încetea să bată motenic. Eu totuna o ucid, totuna o să încet într-o încăpere și o să-i tai carne dintr-un soc. Pe cine bănuiește familia Tatianei Benciu de dispariția femeii? Astăzi, rudele se vor vedea cu unul dintre cei doi suspecți care au fost reținuți în legătură cu acest caz. El va intra în platoul Vorbește Moldova. Ce dezvăluiri va face acesta despre femeia dispărută? Aflați în această seară. Diana Plămădeală, fiica Tatianei Benciu, a venit în această seară în platoul nostru. Ce crede ea despre dispariția mamei sale, aflăm imediat. Să o încurajăm! Bună seara! Știm că mămica ta de jumătate de an este dispărută. Să-mi spui dacă ați căutat-o voi. Da, am căutat-o. Am telefonat pe unde am știut, pe unde am asta, am căutat-o. Adică ce a fost posibil. Am dat la poliție. Dar zi-mi, te rog, de ce ați dat la poliție abia peste o lună după dispariția ei? Pentru că mai erau momente când dispărea, adică pleca la prieteni sau... Erau momente când a mai fost dispărută. Pe mult timp dispărea? Cel mult au fost 2 săptămâni. De asta și nu. Dar de ce dispărea? Ce motive avea să nu vă zică unde este? Pleca la prieteni, la cunoscute sau undeva lucra și nu avea telefon sau... Dar de obicei vreau să înțeleg cum se întâmpla. Ea pleca la Brătuleni, da? Acolo unde stătea cu soțul ei și neapărat te suna să-ți spună că uite, am ajuns, totul este bine sau nu se întâmpla neapărat așa? Nu se întâmpla, nu mă suna când ajungea sau... Adică peste 2 zile, 3 zile așa mă suna acasă. Și atunci cum v-ați dat seama că ea e dispăruse? Cum ne-am dat seama? Adică nu avea telefon, îl sunam pe el, el nu răspundea și... De asta ne-am dat seama că ceva nu e bine. Polițiștii au fost anunțați despre dispariția Tatianei Benciu la data de 28 august 2020. Oamenii legii ne-au comunicat că imediat au întreprins măsuri pentru a o identifica pe femeie. După ce au fost interogate rudele și prietenii, a fost pornită o cauză penală. Diana, în ziua în care a plecat de acasă mama, ea v-a zis unde se duce? Da, ea mi-a spus că o zi înainte, că pleacă la Nisporeni, la procuratură, dacă nu mă greșesc, precum că să retragă plângerea pe care au depus-o pentru el, adică asupra lui. Asupra lui, asupra soțului său? Da. Dar plecase de acasă, de ce? Ultimele 3 zile înainte de a se duce la Nisporeni au fost la mine. După ce au fost la mine, adică s-a dus acasă la bunica, de la bunica trebuia, adică, într-un fel să meargă la Nisporeni. Asta știu mai mult. Așa. Voi erați apropiate cu mama? Da, eram apropiate, vorbeam deschis cu ea. Deci, deschis și îți spunea cam tot ce se întâmplă, ce simte, ce crede, da. De ce se teme, de ce se bucură. Da, îmi spunea tot. Știai tu cam tot ce se întâmplă în viața ei. Dar, zi-mi, te rog, uite, mama ta pleca pentru perioade mai lungi, zici tu, fără ca să vă anunțe, 2 săptămâni. De ce o făcea? Cu ce ocazie pleca? Nu știu. Ești căuta de lucru sau vorbea cu prietenii, nu... Ziceai că se întâmpla să mai lipsească până da, la 2 săptămâni. Da, de câte ori lipsea, mă telefona pe mine. Adică dacă nu vrea să o telefonez pe bunica sau fratele, mă telefona pe mine și îmi spunea că, uite, eu sunt acolo și să nu știe bunica sau ceva. Dar unde stătea mai mult, totuși?
Cu voi sau cu soțul său? Nu, cu noi, cu noi. Cu voi stătea mai mult. Și atunci ce ocazie avea să plece fără să vă anunțe pe 2 săptămâni? Păi... Ziceai că sunteți apropiate, probabil trebuia să știi ce se întâmplă cu mama ta. Ea nu avea telefon ca să mă telefoneze pe mine și adică când pleca, sau pleca așa repede, brusc, sau... Dar de ce? Așa brusc pleca? Nu știu. Idei nu am, să vă spun așa sincer. Păi dar nu te interesa? Cum mama astăzi este acasă cu tine și mâine dispare brusc? Nu, pur și simplu eu trăiesc aparte, eu nu trăiesc. Eu trăiesc în Hâncești, mama mai mult stătea la urmă, la bunica. Când vinea la mine, vinea mai rar. Nu... Dar zici că erați deschise. Da, eram deschise celălalt. Când vorbeam la telefon, când asta, dar dacă ea nu avea telefonul, era mai greu, adică să comunicăm. Colegii mei au pregătit un scurt subiect despre mama ta. Hai să-l vedem împreună. Diana spune că Tatiana era o mamă bună și că se străduia ca odraslelor ei să nu le lipsească nimic. După divorțul de primul soț, femeia era nevoită să-și întrețină de una singură cei 2 copii. Foarte iubitoare, nu servea cu alcool deloc, vorbea frumos cu noi, era foarte bine. Lucra, venea acasă, era îngrijitoare. Apropiații spun că acum 5 ani viața Tatianei s-a întors pe dos. Ei povestesc că femeia a devenit un alt om după ce l-a cunoscut pe actualul ei soț. Ei sunt de la pușcărie, s-au înscrescut în coace. A început să consume alcool, că... Așa prietenă avut. Fiica Tatianei spune că după această căsătorie, mama ei a ajuns de nerecunoscut. Femeia s-a îndepărtat de familie, iar pe acasă venea doar când soțul o bătea mai tare. Ultima dată foarte rar vorbeam, adică când avea ea ocazia să sună la cineva, să mă sună ei pe mine, dar așa n-aveam ce să sună. Bătut tare era când a fost la mine. De mai bine de un an, Tatiana era în conflict cu propria mamă. Rudele povestesc că femeia chiar și-ar fi bătut mama pentru că bătrâna era împotriva ginerelui. Eu am avut probleme cu legea doar că în familie a fost violent, adică cu bunica, cu asta au avut conflict între ele și chema poliția. Adică... Diana, deci din câte înțelegem, mama ta nu ducea o viață bună alături de acest nou soț al ei. De cât timp erau împreună? Poate 5 ani. 5 ani, așa, e da. Un termen deja. Și ce-ți povestea despre această căsătorie? Nu prea vrea ea, adică îi părea rău, vrea să le divorțeze și nu prea mergea la el, nu avea plăcerea ca să meargă la el. Adică, până mai mult decât atât, tu povestești că ea era bătută, bătută crunt. Da, era bătută. Și atunci, de ce ea nu-l părăsea? Da, ea dorea că să-l părăsească, probabil era amenințată sau nu știu care era cauza, adică... Cumva o ademenea și ea se ducea acolo, știi, câteva zile iar se întorcea bătută sau în cazuri rele, în orice caz. Și așa era de la bun început? Nu, pentru că când s-au căsătorit, el era în pușcărie și, nu știu cât, 4 ani sau 3, adică a durat căsătoria lor în pușcărie. După asta, când el a ieșit, s-au început bătăi, certuri, asta. Totuși, ce crezi că s-ar fi putut întâmpla cu mama ta? Nu știu, eu nici nu știu la ce să mă gândesc și cum să mă gândesc. Nu știu, mă gândesc mai mult că o fi făcut el ceva și asta mai mult mă gândesc. Pentru că nu are cum atâta timp, deja jumătate de an și mama nici ca cum să nu sune și nu dă nicio veste. Nu are cum asta. Tu crezi că ea mai este în viață? Sper. Sper mult. Este un caz destul de grav și complicat pentru a fi cercetat. Din toate punctele de vedere. Dacă a fost comisă o crimă și mămica nu este în viață, pe parcursul la o lună, când v-ați adresat la poliție, infractorii, răufăcătorii aveau timp să ascundă urmele, să distrugă probele. În al doilea caz, dacă mămica e în viață, înseamnă că este ori în sclavie, ori este lipsită de posibilitatea de a comunica, lipsită de libertate și iar este un caz destul de grav. Și de aceea este foarte important ca să vă aduceți, să nu ascundeți nicio informație, cât de cât. Avea telefon mobil, ați colaborat cu poliția, dacă era telefon mobil, se putea de identificat practic unde a fost ultima dată în funcțiune acest aparat telefonic, locul aflării. Și sunt foarte multe lucruri
care pot fi depășite numai într-o colaborare foarte deschisă cu organele de drept, cu societatea, de ce nu cu administrația publică locală. Și aș vrea o întrebare așa. Cineva din primărie știa de cazul că a dispărut mămica dumneavoastră înainte de 30 de zile de a vă adresa la poliție? Nu. Iarăși este un caz pentru comunitatea noastră, pentru societate. Dacă aveți astfel de cazuri, nu încercați dumneavoastră. Da, căutările sunt necesare, dar în mod obligatoriu, dacă n-a venit până seara și știți că este ceva suspect, imediat vă adresați la poliție. Deoarece poliția are instrumentariul respectiv pentru a iniția căutări pe urme fierbinți. Cu cât mai mult ne îndepărtăm de la timpul dispariției, cu atât mai greu ne este să stabilim cauzele dispariției și să găsim mămica. Astăzi vorbim despre Tatiana Benciu, de 42 de ani, din Ulmu, raionul Ialoveni. Acum jumătate de an, femeia s-a pornit la Brătuleni, acolo unde locuia împreună cu soțul ei. De atunci, rudele nu au mai primit nicio veste de la ea. În această seară, în platoul Vorbește Moldova, vom auzi detalii șocante despre dispariția Tatianei Benciu. Mai devreme, fiica ei ne-a spus că nu-și pierde speranța să-și revadă mama vie și nevătămată. Fratele Tatianei însă este convins că ea nu mai este în viață. Pe cine îl bănuiește el de moartea femeii, dar și ce versiune are despre cele întâmplate, vom auzi acum. Alexandru, vă așteptăm în platou. Spuneți-ne, vă rog, ce vă face să credeți că sora dumneavoastră, Tatiana, nu ar mai fi în viață? Eu, când a fost la noi, eu bătea mătăni și spunea că o să facă tot posibil că ea să nu știe în viață. Vorbiți despre soțul ei? Da. Îl cunoșteați bine pe acest bărbat? Eu de multe ori a fost la noi. Așa? Și cum? De fiecare dată se purta așa? Da, el când bea, păi se purta așa. Dar spuneți-mi, vă rog, ziceți că el cumva se jura că îi va sfârși zilele. De ce o făcea? Adică avea și motive? Explica cumva aceste lucruri? El nu spunea nimic. El numai să spunea că totul eu o termin și... Dar spuneți-mi, vă rog, Alexandru, el o făcea la beție sau era treaz când spunea asta? El o făcea la beție. Și când era treaz, cum era? Era mai cu minte, mai cumpătat? El cum? Când e treaz, el e om cum scade, dar așa eu... Dar avea probleme cu alcoolul? Da. Bea des? Da. Din ce motiv credeți că soțul ei ar fi putut să o omoare? Ce motive ar fi trebuit pentru asta? Motivul e în aceea că el s-a prinea bani de la dânsul când el era în pușcărie. Și cam nu se ducea la dânsul regulat. Noi am mai fost cu mama, i-am mai dus niște produse. Dar ea nu se ducea regulat la dânsul. Și cred că de asta și era și problemă. Așa credeți? Și asta, și el mai avea și un băiat încă. Și trimitea și bani și pentru băiatul. Și trebuia să ducă să viziteze pe băiatul acela, că el învață la internat, nu știu unde. Și poate că și de asta și-a fost problema. Deci Tatiana nici acolo nu mergea. Să vedem ce ne-ați povestit mai devreme despre viața Tatianei cu acest bărbat. Atenție la ecran. Cădea în genunchi și încerca să bată motenic. Eu totul o ucig, totul o să încet într-o încăpere și o să-i tai carne dintr-un soc. Ea nu mai vrea să ducă la dânsul, dar pe mine el a venit și a luat-o cum... că se ducă să iei cererea de la poliție. El, adică era frică de el. Da, era... foarte tare, bătut, vânăt, ochii, avea sânge chiar în ochi, avea, și tot îi lua și geanta și tot și ea ieșa, adică fugea, că el vrea să o prindă și să bată, dar ea fugea, adică.
Alexandru, vreau să vă întreb, știind că el o amenință periodic și acum, după ce Tatiana a dispărut, ați spus poliției despre aceste amenințări din partea lui? Poliția din la Nisporeni a dat în căutare și încă nu se știe nimic. Dar anume despre acest detaliu, despre amenințări, le-ați spus? Da. Și le-ați descris exact așa cum ne le-ați descris și nouă? Da, și mama tot le-a spus tot. Și eu tot așa. Pentru mine e șoc, pentru că în plină zi dispare o femeie și jumătate de an nu este găsită în societatea noastră, da, având poliție, având... Plus la asta, pe mine mă șochează mai mult faptul că, practic, au fost premize, da? Și mă întrebam acum, dumneavoastră, la momentul în care auziați toate vorbile astea din partea fostului soț, că o să-i taie, o să taie bucățele, o să bătând mătănii, da? Chiar și la beție. Ați încercat... apropo, dar ea știa că el vrea să o omoare? Ea cunoștea asta? Da. Dar care a fost motivul că ea a depus cereri la poliție? Că a fost bătut, adică... Din cauza asta că a fost bătut tare. Și poliția a intervenit în caz? Nu știu, sigur, probabil că nu știu. Nu pot să vă spun sigur dacă a intervenit sau nu. Și tot ea era aceea care mai târziu vrea să meargă să retragă cererea? Nu era ea, pur și simplu a fost obligat. Adică când era la mine, el o suna pe numărul meu. Când a fost bătut tare, ultima dată, el o suna pe numărul meu și a vorbit cu ea într-un fel. Nu știu ce i-a spus, n-am auzit. A vorbit cu ea și după câteva ore ea și-a schimbat părerea și chiar seara, așa brusc, o chemat taxiul și o zic că eu mă duc acasă, că uite, o să am de plecat la Nisporeni, că să retrag plângerea și atâta-i tot. Probabil el i-a spus ceva, adică ca să-l convingă sau nu știu. Dar, Diana, când l-ați anunțat probabil și pe el că a dispărut mama dumneavoastră, da? Care a fost reacția lui? S-a pornit și el în căutare? Sau ce, cine a vorbit dintre voi cu deci, soțul mamei? Când l-am sunat eu, am întrebat de mama unde este mama, el a zis că, păi, eu nu știu unde este, că din cât știu că e la Chișinău, pentru că noi am fost la Nisporeni, la procuratură, i-au cerut 100 de lei de la mine și au plecat. Spunea că la Chișinău, dar unde, nu știu. Pe urmă s-a schimbat mai mult, adică versiunea au spus. Asta e tot. Dar să se implice, să sune vreodată, să întrebi, uite, s-a mai găsit mama, niciodată nu a fost asta, să mă sune el pe mine. Dar mama ta și-a retras cererea? Nu. Nu, cererea așa și stă la poliție. Așa și stă, din câte știu. Mm-hmm. Dar spune-mi, te rog, deci acest Tudor, soțul ei, ziceai că putea să-i facă vreun rău, ați vorbit cu el la telefon după dispariția mamei, dar chiar să mergeți la el acasă, voi, cineva, Alexandru, dumneavoastră sau tu, Diana? Nu mergea nimeni la el acasă. De exemplu, eu am mai fost la el cu mama împreună, știam unde locuiești, dar nu era frică să mergem acolo. Nu, chiar și nu era frică de el, adică când am mers să-mi depus cereri la poliție, mi-era frică de el. Nu știu, așa, am fost amenințată în trecut, chiar când era el cu mama. Te amenința cauza... și pe tine? Da, când era încă împreună cu mama, când mama era acasă, m-a amenințat din cauza că mama avea să dea niște bani, precum că o să mă găsească unde locuiesc eu și nu o să mai știe nimeni de mine. Și mie mi-era frică de el, nu vream ca să... Dar tu de ce nu te-ai adresat la poliție? Nu știu. Deci sau nu l-ai luat în serios sau nu te așteptai că poliția să te ajute? Nu l-am luat în serios, probabil. Din cauza și totuși ți era frică? Mi-era frică acum, după ce am dat în căutări, adică mai mult. Să nu... După ce a dispărut mama? Da. Colegii mei au fost la Brătuleni, raionul Nisporeni, acolo unde de 5 ani Tatiana Benciu trăia împreună cu soțul ei. Haideți să vedem ce am reușit să aflăm despre acest bărbat. Atenție la ecran. El dacă l-a ușit pe tată. Nici nu te poți lua cu dânsul, dacă el pușcărea și atâția ani a făcut. Și nu trebuie să-i dea drumul. Și acum de o femeie și-o bătut joc cu fragăină și-o bătut joc de dânsa. Eu m-ai furat, o m-ai îngropat, mobilă. Asta e om strașnic. Are soră în Zăicani? Prea a fost bărbatul el. Și el dacă unii cu toale sunt acasă, este mist. Și atunci să o lua acasă, nu spune nici rău la mine. Tatuțul în viață? Nu, e mor de când, parcă el l-a ușit, ce-o stat pe mine. Asta că el l-a ușit pe tatuțul, da? E adevărat? Da. Dar păi el câți ani a făcut pușcărie?
Diana Alexandru, voi știați despre acest trecut al lui Tudor? Am știut. Ați știut sau nu? Am știut. Ați știut că el a făcut pușcărie pentru un omor? Da, singură sora a povestit lucrurile. Și n-ați încercat să o convingeți cumva pe Tatiana să nu se căsătorească cu el sau să pună capăt aceste căsătorii? Eu a spus că să nu ne vorăm în viață aici. Asta-i tot. Eu prima dată aud, sincer vă spun. N-am știut, nici n-am știut cât o stat, pentru ce o stat, cum nu, ideile. Nu, ea mi-a spus. Alexandru, dar știați cum totuși ea și-a făcut cunoștință cu acest bărbat? Cred că pe internet, eu nu știu cum. Din câte știu, prin telefon, adică o persoană, tu de la noi din sat, sau nu știu de precis dacă de la noi din sat, i-a dat numărul telefon, adică lui i-a dat numărul telefon și el a început să sune, din câte așa știu. Așa, din senin? Sau ei se cunoșteau și până ajunge el în pușcărie? Nu, din senin, așa. Dacă o să facem o generalizare a tuturor infracțiunilor care se comit în Republica Moldova, pot să constat, din cele ce cunosc eu, undeva 50-60% din toate omorurile comise sunt comise în situații violența domestică, de casnică. Chiar și provocarea leziunilor corporale grave, mai puțin grave, tot sunt comise în... În familie, în familie, acasă. Da. Și aceste infracțiuni cunoscute poliției constituie undeva 30% din tot valul de crime comise în condiții de casnice care nu sunt cunoscute organelor drept, nu sunt informate, nu depun plângeri. Vedem și în cazul respectiv că mama a plecat să-și ia cererea de la procuratură. E ceva îngrozitor, eu cunosc. Cum credeți, ce putea să-i spună acest bărbat la telefon, că ea așa, seara, brusc, s-a apucat să-și adune hainele și să plece să retragă cererea? Persoanele care au trecut o perioadă îndelungată în instituțiile penitenciare sunt foarte inventive. Ei devin poeți, scriitori. În instituțiile penitenciare sunt persoane care scriu scrisori ca să ajungă la inimă, știu cum să convingă. Există o rețea întreagă de a-și găsi la libertate o concubină pentru a avea ulterior careva întâlniri, să-i aducă cineva bunuri materiale, bunuri, alte bunuri. Aceste persoane sunt foarte inventive, ei pot să ajungă să te convingă. Au în spate un trecut infracțional destul de glorios, mai ales că a stat ați ani în penitenciare. Însă pe mine mă interesează faptul de ce organele de drept, având o cerere depusă de violență, eu sunt ferm convins dacă a fost bătută, erau leziuni corporale grave, de ce pe parcursul unei luni n-au făcut nicio acțiune de urmărire penală pentru a o invita, a invita pe respectivul cetățean și atunci numai aceste măsuri vor face ca persoana să refuze la unele activități ori unele intenții infracționale. Da, s-au comis unele greșeli din partea rudelor, dar organele de drept sunt menite pentru a acorda cetățenilor servicii de securitate, de menținerea ordinii publice, de înaltă calitate. Ce îmi face eu să am foarte multe întrebări la aceste organe de drept. Știind că el a fost condamnat pentru omor, așa din spusele dumneavoastră, omor iarăși în condiții casnice, când a fost ucis cineva, iarăși din spusele celor prezenți, că a fost ucis omorât tatăl lui. Iarăși în condiții casnice. Înseamnă că această persoană trebuia să fie la evidență. Inspectorul de sector, chiar și consilierii locali, primarul, sunt obligați ca aceste familii să fie la o evidență. Nu, eu spun, operativul, altceva, dar să fie duse convorbiri cu ei. De ce am întrebări față de organele de drept? În curând vom afla unde este acum Tudor Benciu, soțul Tatianei, dar și ce s-a întâmplat cu el după 4 luni de la dispariția femeii. Credeți că o femeie neascultătoare merită să fie omorâtă?
dar e o pedeapsă acolo, eu știu, o panu, două. Avea aci băgate în ochi, în urechi. Era, Doamne ferește. Și nu ia să-mi dea mai puțin, a să-mi dea 15 ori 20 de ani pușcării. Crezi că s-ar fi putut întâmpla cu mama ta? Nu știu, mă gândesc mai mult că o fi făcut el ceva și... Pentru că nu are cum atâta timp, deja jumătate de an și... Mama nici ca cum să nu suni și nu dă nicio veste, nu are cum asta. Eu când a fost la noi, el bătea mătenii și spunea că... a să facă tot posibil că ea să nu și îmi dau. Motivul e în aceea că el ăsta primea bani de la dânsul când el era în pușcării. Și cam nu se ducea la dânsul regulat. Am fost amenințat în trecut, chiar când era el cu mama, precum că o să mă găsească unde locuiesc eu și nu o să mai știe nimeni de mine. Ați știut că el a făcut pușcărie pentru un omor? Da, singură soară a povestit lucrul ăsta. Astăzi discutăm despre dispariția Tatianei Benciu de 42 de ani. Ultima dată familia ei a văzut-o acum jumătate de an, când femeia s-a pornit la Brătuleni, acolo unde trăia cu soțul ei, Tudor Benciu. Rudele Tatianei bănuiesc că femeia putea fi omorâtă, iar ucigașul ar fi chiar soțul ei. Echipa noastră a fost acasă la Tudor Benciu. Ce detalii șocante am reușit să aflăm, vă spunem în scurt timp. Tot astăzi veți afla unde se află acum soțul Tatianei și dacă femeia a ajuns la Brătuleni în ziua dispariției. Până atunci, în platoul nostru va intra un bun prieten de-a lui Tudor. Nicolae Sapetnăi spune că știe multe despre dispariția Tatianei. Să-l întâmpinăm. Spuneți-ne, vă rog, când ultima dată ați văzut-o pe Tatiana? Uf, după hram. 17 iulie. La două lună de vară, da. 17 iulie. 17 cam, așa ceva. Așa, Diana, voi când ați văzut-o ultima oară? Mama când a plecat de acasă? Pe 15-16, așa ceva. 15-16 iulie. Deci reiese că dumneavoastră, Nicolae, ați văzut-o a doua zi după ce ea ar fi plecat de acasă de la rude. Asta nu țin minte ce zi a fost. Sâmbători, vineri, da? Eu a fost cu Toadea în sat. Cu Tudor? Da. Așa? A doua zi dimineață. Tudor a venit la aproape de 6 dimineață, că rutiera era la 6:30. Și ne-a spus asta, Tania mă așteaptă. Ne ducem la rutieră, plecăm la rutieră înapoi la Chișinău. Dar ziceți că i-ați văzut cu o zi înainte, cu Tudor în sat. Ce făceau ei? Eu fost pe la mine și pe un seara s-a dus la Tudor acasă. Dar la dumneavoastră ce au căutat? Păi eu întotdeauna veneau la mine, că de iarna trecută au trăit amândoi în sat acolo, în casa lui părinții lui. Așa? Și ce au făcut la voi? Că noi am lucrat împreună la drumuri, cu toate, 3 luni temporal. Erau certați, împăcați, cum au fost? Nu mi s-a părut că erau certați. Tot normal, au venit cu vorbe bune și au zis cu vorbe bune. Cu vorbe bune au venit și cu vorbe bune au plecat? Da, dimineața au venit la 5 și aproape 6 și ne-a spus că el pleacă să mă duc să mă uit după acolo și aia mai departe. Și dar nu s-au bătut? Nu. De față cu mine niciodată ea nu s-a bătut. Poate s-aș bătut, dar de față cu mine niciodată nu s-a bătut. Păi, dar nu a băut când a fost la voi. Poftim? N-a băut când a fost la dumneavoastră. A servit o sticlă de gin. Și s-a dus treaz sau s-a dus beat? E o sticlă de gin în 3, nu? De 1,5 litri, de jumătate de litru de gin. Știți de ce insistăm să vă întrebăm? Pentru că, iată, rudele Tatianei povestesc că atunci când Tudor bea, el devine foarte agresiv și violent și sare la bătaie. Eu vă spun drept, eu nu știu, eu îl cunosc din mic copil. Așa. De față cu mine cât au servit și Tatiana a servit la rând la rând, nu că cumva să de un minus în plus. Mm-hmm. Servie și ea rând la rând. Așa. Țigar după țigar rând la rând cu toată. Așa. Și el nu sărea la bătaie la ea? Nu, față de mine el nu. Vi se părea un cuplu frumos? Adică se împăca? Da, îi stătea acasă, îi făcea mâncare, îi spala. Sarea când venim noi la lucru, el găsa mâncarea caldă, tătia era. Mm-hmm. Chiar câteodată mâncam și noi, eu la dânsii. Bem um chá e nos temos de nessa lá lucro.
Așa, și spuneți că în seara aceea au plecat de la dumneavoastră? Da, și apoi l-ați văzut dimineața, de vreme. Dimineața, da, iar o plecat la Chișinău. El? El a intrat la mine, în ogradă. Și eu zic, Nicolae, eu mă duc ca să-mi scăp rutiera. Tatiana m-a așteaptat la poartă. Ai, te rog, du-i să ai grijă mai departe de Hlug și ea. Care e Hlug, nu de ești de casă. Deci era clar că ei pleacă împreună la Chișinău. Da, 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 clar că împreună se duc. Foarte interesant, pentru că Diana a aflat de la Tudor altceva. Că plecase doar Tatiana la Chișinău și Tudor ca și cum rămăsese acasă. Eu nu știu cum au aflat de la Tudor. La toaier. Uh-huh. Dar eu vă spun și... Da, da. Este foarte important ceea ce ne spuneți. Spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat despre dispariția Tatianei? Adică eu cu toaier, când am vorbit telefon, el era la Chișinău la lucru. Da, eu lucrat pe la carier, pe la Chișinău și-o găsit lucru. Ok, este timp pe el, mi-a spus, că unde e hârbușal de Tania tău? Că vine poliția, eu am venit scrisoare la procuratură, că i-a avut o ceartă acolo, violență în familie. Și s-a dus la procuratură, Tania și-a retras plângerea. Și dar văd venit... că nu sunteți uimit despre ceea ce ne povestiți, pentru că mai devreme spuneați că ei păreau un cuplu foarte ok, el nu sărea niciodată la ea la bătaie, și doamne, acum ne povestiți așa foarte liniștit că... Eu n-am văzut că s-a certat ea când s-a bătut. Că era deja o plângere la poliție, da, pe care Tatiana trebuie să avut violență în familie, adică lui i-a dat o lună acolo, nu știu cât să nu știe acasă, nu se afle acasă. Și a împrumutat o casă de la un băiețaș din sat. Așa. La un mare din sat. Și a stat acolo, adică cât i-a dat violența să nu se apropie de casă. Uh-huh. Eu am fost acolo cu destrăie, da? Într-o seară de 8 și l-am închis în casă, cum m-a adormit și eu am fugit. Dar vă două zile, iar el a fost la Chișinău, a găsit-o, iar un micut în sansat. Bine, spuneți că din noaptea în care, dimineața, în care ei au plecat în doi, da, ca și cum, da? Tudor, dar l-ați văzut doar pe Tudor, pe Tatiana nu ați văzut-o. Nu, pe desar la poartă n-am, eu n-am ieșit la poartă să văd. Și ei ar fi plecat împreună la Chișinău. Da. După asta ziceți că Tudor v-ar fi sunat sau de unde știați ce face el la Chișinău și la cât timp ați aflat despre dispariția Tatianei? Dar noi ne sunam pe telefoane unul cu altul. În tot acest timp, după 17 iulie. Da. Așa, și la un moment dat l-ați întrebat... Până la urmă am vorbit cu dânsul pe telefon. El l-ați tot întrebat pe Tudor ce face Tatiana. Da, și... zis că odată mama ei a dat-o în căutare, când o găsesc. Și nu vi s-a părut straniu dacă ei tot au plecat împreună la Chișinău? Și avea, nu, dar și să ne pare ne straniu, că el a zis că el nu vrea să trăiască mai departe cu dânsa, că el n-al ascultă, fugi la dânsul, când o găsești, când o găsești, ba, o găsești în satul vecin de la noi, o găsit acolo cu cineva, cu un bărbat? Cu un bărbat. Tudor Benciu a fost reținut la 4 luni după dispariția soției sale. În grădina din gospodăria lui, polițiștii într-adevăr au efectuat săpături. Echipa noastră a filmat cum arată acum acel loc. Atenție la ecran. La 4 luni de la dispariția Tatianei, oamenii legii l-au arestat pe Tudor Benciu. După reținere, polițiștii au făcut verificări în gospodăria bărbatului și au săpat cu excavatorul în grădină pentru a o găsi pe femeie. I-a venit și o săpată cu aș. Sara nici nu ne-a spus. Ei, nu s-o găsit nici la toader. Eu că începând de aici e săpatul. Deci eu l-a răschit o săpată. Acum, în grădina lui Tudor se văd mormane de pământ. Vecinii spun că trec cu frică pe lângă casa lui. Ei povestesc că 12 polițiști au căutat-o pe Tatiana Benciu în fântânile din localitate și au scotocit pădurile din împrejurime. Cu scavatul, săpat toată grădina și a lui acolo săpat. Nu și pădurea iasă cu datul tău cu voluntari. Oamenii legii ne-au comunicat că până în prezent polițiștii nu au găsit-o pe Tatiana Benciu. Ei ne-au spus că au pornit o cauză penală și nu exclud că femeia ar putea fi victima unui omor. Până la moment, locul aflării cetățenii Benciu Tatiana sau a cadavrului acesteia nu a fost depistat. În cauza penală a fost recunoscut în calitate de bănuit Benciu Tudor, fiindu-i incriminată cu comiterea infracțiunii de omor intenționat. Bănuitul Benciu Tudor nu este reținut în această cauză penală, el fiind în stare de arest preventiv în altă cauză penală în care are statut de inculpat și care se află în instanța de judecată. La momentul în care i-a fost adusă la cunoștință ordonanța de bănuit, Benciu Tudor a refuzat a face declarații pe caz. Diana, Alexandru, iată că aflăm că Tudor este în arest preventiv, însă nu pentru ceea ce ar putea face Tatiana, mamei tale, surorii dumneavoastră. Știați despre asta? Nu știu.
Prima dată. Nicolae, o să revin la dumneavoastră, dar știați că el mai are încă un caz care se află acum în judecată? Poate știți dumneavoastră pentru ce a fost arestat? Și caz. Pentru ce a fost arestat prietenul dumneavoastră, Tudor? Eu așa am înțeles că de pentru Tatiana. Nu, este cu totul altceva. Dar și caz, dar? Înseamnă că nu știți nici dumneavoastră. Dacă poate știu, spuneți-mi, eu poate nu țin în minte, că eu câteodată n-am ținere de minte bună. Înainte ca Tudor să fie reținut, spuneți-mi, vă rog, el era îngrijorat de dispariția Tatianei. Ce vă spunea despre asta? Da, nu ia că m-am vorbit și pe telefon și polițiștii au ascultat tătă și vorbim noi pe telefon. Și ce vă spunea el? Eu întotdeauna întrebam, ai mai dat de Tania, ai mai dat... Și el ce spunea? O să nu găsești nici părinții, nici asta, fata e ea, da? O să nici fata nu o găsești, nimeni nu o găsește. Dar părea îngrijorat? Da, da, într-așa ceva, da. Nicolae, știm că pe lângă Tudor, oamenii legii v-au reținut și pe dumneavoastră. Da. Tot în ziua așa, cred că tot în ziua așa și m-au reținut și pe mine. Din ce motive? Mai în scurt, din ce motiv, nu, adică motivul că ea m-a luat la cercetat, la dispunem, da? La cercetări. Spune-mi, te rog, poate știu unde a omorât-o, poate unde a îngropat-o, poate le-a ieșitat la îngropa pe dânsa. Că e oameni bune. Dacă eu știem unde a ușit-o el, cum a ușit-o, unde a îngropat-o, adică eu nu puteți să vă spun măcar cât de cât ceva? Adică să mă rețuiești pe mine de pildă 12 ani, 15 ani, pentru că să nu recunosc? Adică eu să știu vinovat, eu vă recunosc și nu ia să-mi dea mai puțin, n-a să-mi dea 15 ori 20 de ani de pușcărie. Cred că nu e gine și acasă, singur, să trăiesc. Să mănânc turta mea de acasă. Dar de ce v-au reținut totuși? Ei aveau niște bănuieli? Ei bănuiesc, adică eu știu faptul. De moartea lui Tatiana. Dar de ce credeau că dumneavoastră ați fi putut să Pentru că noi, adică, suntem prieteni. Am lucrat iarna trecută, am doi la drumuri, drumari. Și am, tot iarna eu trăit cu dânsul. Noi împreună am lucrat. Ia ca și bănuiesc ea. Ziceați de niște înregistrări telefonice care au ajuns la poliție. Ce fel de înregistrări? Ce despre ce? Adică au scos convorbirile noastre și vorbim pe telefon. Ceea ce vorbeați voi. Da. Și aceste convorbiri și au fost, au servit drept motiv pentru a vă reține. Mai scurt, pentru și să mă reții, că adică eu am mințit odată că eu nu știu de dânsul, că a chemat la procuratură, că cu asta, cu violența asta lor în familie. Că să-l amendez și să-i fac, eu nu știu. Dar dumneavoastră știați unde este? Știem că e la Chișinău, că are altă femeie la Chișinău și avea și copilul cu dânsul. La femeia azi, la Chișinău. Fiind căsătorit cu Tatiana, avea o altă femeie și un copil? Nu, copilul al lui, de la altă femeie. Dar adică femeia asta de la Chișinău întreține copilul și el trăie la dânsă. Și de ce ați mințit atunci, că nu știți unde este? De. Zi de zi, unde e el, unde e el. Eu am bun ce și-l cătas, eu zic, trebuie să stau eu să-l caut unde e el. El e ba la Chișinău, ba la carieră lucrează, ba la Tiraspol. Așa le-am spus. La dânsul și tăi înregistrat. Nicolae, eu știu că ați venit aici și cu un mesaj către rudele Tatianei. Vreți să le spuneți ceva? Nu, eu și pot să le spun. Eu, dacă mesajul meu, pot să vă-l spun. Tatiana nu era ascultătoare, mai scurt. Ziceți că toate, dacă bei un pahar argint, avea de asta acum. Era agresiv. Nu era agresiv, în primul rând. Poate între dânsul când erau sara acasă. Față de mine nu era agresiv. Dar Tatiana, de câte ori urga, poate să nu te mai găsesc bată, dar de unde la e băutură nu se știe în sat, dacă noi ducem ziua la lucru. O găsă uleacă și servită. Eu știu că ați venit să le spuneți astăzi rudelor și că nu sunteți vinovat cu nimic. Asta e Doamne ferește. Doamne ferește. Că eu nu știu nici de dispăriția ei. Măcar un procent știu, dar nici un procent nu știu. Diana, Alexandru, eu vreau să vă întreb pe voi dacă ați știut despre tot, uite, ce s-a întâmplat după dispariția Tatianei sau, uite, în viața ei. Știați toate aceste lucruri? Domnul prea bine îl descrie, oricând nu știe, dar prea bine îl descrie pentru că... Doamne, nu știu cum te numești. Când a fost la mine, mama avea aci băgate în ochi. În urechi. Era, Doamne ferește. Eu m-am speriat. A stat două săptămâni, a stat la mine până s-a vindecat și, nu știu, atunci a vorbit cu el ultima zi și a plecat la mine, nu știu. Prea bine le descrieți ca să fie atât
prea îngerașul, vă încerc să spun sincer, nu știu. Eu nu știu, doamnă, dar eu vara, odată, când ea nu trăiudeam împreună, dar cu dânsa vine în sar, împreună. Și Nicolae, dumneavoastră, eu vreau să vă întreb altceva. Dumneavoastră, ați văzut-o pe Tatiana vreodată cu vânătăi sub ochi? Nu, doamnă, de când am venit aici, vă spun că n-am văzut-o niciodată. Este foarte straniu, pentru că povestiți că le-ați fost foarte apropiat acestui cuplu. Dar eu eram zi la dânsă. Și Diana, care o vedea mult mai rar pe mama ei, povestește că ultima oară a venit bătută crunt. Ceea ce v-a povestit acum. Este oarecum straniu să nu observați dumneavoastră aceste semne pe fața Tatianei, pe corpul ei, dacă adică ziceți că o vedeți zi de zi. De câte ori au venit cu dânsa și babi în sat acolo și vecinii, nu au văzut-o nimeni, bătută, ușesă. Dar cum credeți? Poate de unde a apărut acea plângere la poliție? Poate bătut-o cu domnul cu dânsa înapoi la Chișinău. Credeți că în 5 ani a fost prima bătaie pe care a mâncat-o Tatiana de la Tudor? Eu nu știu câți ani sunt împreună, ea. Eu pe dânsa o cunosc din 2019 și toamna. Și în 2019 noi am lucrat... Și până atunci nu ați cunoscut-o? 2020, anul trecut. Eu până atunci n-am știut-o. Eu de atunci am început să o cunoaște pe dânsa. Spuneți-mi, vă rog, Nicolae, cum credeți, ce i s-ar fi întâmplat Tatianei? Unde putea ea să dispară? Eu asta nu pot să vă spun, dar eu când am vorbit vara cu dânsa, el nu trăie cu toate împreună. Că ea vine numărul meu de mobil, că e în cer neașinul, că dacă să mă însor cu o fată, să mă cunun e cu toate. Ca nanar. Și am întrebat atunci pe telefon. Zic, și mai trăiești cu toate? Nu, cos că eu am găsit o băbuță la Ialovin, din Ialovin, da? Am găsit o băbuță, acolo la o femeie să am grijă și să ne plătească și nu și acolo încoași. Nicolae, haideți să vedem cine ați povestit mai devreme despre versiunea dumneavoastră despre ce s-ar fi întâmplat cu Tatiana. Atenție la ecran. Unde credeți că este Tatiana? Bănuiesc? Eu bănuiesc. Unde? Unde s-a fie ultima dată când a venit dimineața la ora 5. E s-a ieșit un rutier, lumea ăsta, cu dânsul. Ia de să-ți dau bănuială, vrei așa? Da. Îți dau eu bănuială. Eu l-am lucrat în carieră. Da. O! El așa nu ușis-o. Eu și le-am stat la mine. Băi, cătați acolo unde dus-o, la Chișinău. Dușeză la Chișinău. Nicolae, se vede că erați amețit un pic dacă era acolo. Sărbătoarea de... Și de obicei se spune ce are treazul în cap, acela are beatul pe limbă. Vi s-a dezlegat limba? Deci, cu adevărat, bănuiți că Tudor ar fi putut să omoare pe Tatiana. Eu nu știu precis să o ușiți-o, el nu a ușiți-o. Dar bănuiți. Zic, dacă ia la Chișinău, am doi împreună, ce și cătați la Chișinău. Așa. Deci, dar cumva admiteți că Tudor o putea omorâ? Nu. Cum nu, dacă asta ne-am spus? Dar nu părea el ca să ușidă oameni buni. Și el de când omul putea să ușidă, și nu putea să ușidă el în sac. Dacă el, zicem că așa, nu s-o cumva se bat cap în cap... O mai ucis oameni. L-a ucis pe taică său. Din greșeală, da. A, din greșeală. El din greșeală pe taică să-l ucis. Pe din greșeală putea să o ucidă și pe Tatiana. Asta eu nu pot să vă spun. Eu cu dânsa la Chișinău n-am fost știi împreună. Știi ce mă miră? Mai devreme spuneați că era neascultătoare, Tania. Da. Credeți că o femeie neascultătoare merită să fie omorâtă? Eu știu că nu merită să fie omorâtă. Dar eu pedeapsa acolo, eu știu, o palmă, două, aha, ușor. S-a admit. Da. Este un caz excepțional de grav. A dispărut o persoană, indiferent ce vicii a avut, consuma, nu consuma, nimeni n-are dreptul să îi curme viața, ori să o lipsească de libertate. Ceea ce am auzit de la domnul care este prezent în platou, am înțeles încă una, că moldoveanul nostru este solidar în cazurile de violență familiară. Ascundem toți, începând cu rudele, cu copiii, prietenii, ascundem. Ne rușine să spunem, nu vrem să colaborăm cu organele de drept. Asta este și o problemă cea mai gravă care există la noi în comunitate. A doua, organele de drept, intrând în această solidaritate, deseori chiar pun punct la cercetările pe aceste cazuri, deoarece a venit soția și a retras cerere, ceea ce nu se admite, deoarece leziunile corporale grave
nu prevede împăcarea părților. Și anume, această încălcare din partea organelor de drept aduc și la comiterea următoarei infracțiuni care putea avea loc. Crimă, omorul persoanei în cauză. Din cele relatate iarăși de dumneavoastră și iarăși chiar de ce o grupă de jurnaliști, de corespondenți, de lucrători a acestei televiziuni pot să ridice unele aspecte care ar putea aduce la descoperirea acestui caz, dar organele de drept încă stau bine mersi acasă și nu-și fac treaba. Eu aș vrea ca, mai ales în violența familiară, organele de drept să fie foarte dure. Să fie nu dure cu cei care comit, dar să aplice legea așa cum se cere. Și atunci nu vom avea multe cazuri. Mie ce-mi vine în cap este expresia că indiferența ucide. Mă gândeam acum aș vin cu un îndemn față de cei din fața ecranelor. Poate este cazul să fim mult mai precauți sau să ne pese ce se întâmplă în sufletul celui de alături de noi. Pentru că ultima perioadă cam fiecare e axat doar pe viața lui. Poate, nu știu, cumva să fim mai empatici. Să încercăm mai multe soluții să-l ajutăm pe cel apropiat. Sunt sigur că Tatiana a avut mai multe momente când a fost în disperare și poate uneori încă o soluție în plus, încă un ajutor în plus, poate ne reușește să trecem peste o tragedie. Continuarea gândului, suntem noi ca societate, probabil suntem total nepăsători, indiferenți și toleranți față de anumite lucruri, mai ales față de violența în familie. Deci această toleranță și nepăsare duce la comiterea crimelor. Fiindcă atâta timp, pe lângă empatie, pentru cei care nu sunt empatici, îi rog să se gândească că acest lucru se putea întâmpla și cu el. Deci nu era neapărat să comită acea violență sau care probabil a urmat și cu deces, nu doar cu ea, cu oricine, și cu vecinul doamnei și cu vecinul vecinului și așa mai departe. Și faptul că dumneavoastră încercați acea solidaritate prietenească, nu se știe cu ce se poate termina o astfel de solidaritate. Dar este evident un mănunchi întreg de probleme, începând cu acea rupere a relațiilor între membrii unei familii, din păcate, și terminând cu, cum am zis-o, cu acea indiferență și nepăsare a tuturor celor care ne înconjoară. Nu știu, eu cred că această indiferență și nepăsare, așa cum a spus precedentul vorbitor, este undeva și din motiv că atunci când un om are atâtea vicii, deci se zice că a băut, a fumat, deci are un comportament nu cel mai frumos, atunci eu am impresia că și organele de drept se uită printre degete, consideră că este un om pierdut de care nimeni nu-și bate capul, și o lasă așa la o parte și de fapt este o problemă noastră în societate, să fie și cu vicii, să fie și fără vicii, dar dacă se insistă foarte tare, atunci poate începe a-și răsuflica mâinile și începe a mai căuta și face ceva. Iar dacă nu se insistă, în cazul lor sunt oameni de la țară și probabil nu s-a insistat așa, deci au scris cerere și așteaptă să fie cumva rezolvată această situație. Eu vreau să cred că mămica ta este în viață, că speranța moare ultima și vreau să cred că degrabă o veți avea alături, dar asta nu înseamnă că trebuie să dați mâinile jos. Trebuie să fiți mai insistenți și să o căutați. Să o căutați împreună și împreună cu cei de acasă, de la țară. Acum pe ecran vedeți poza Tatianei Benciu de 42 de ani. Dacă ați văzut-o în ultima perioadă, vă rugăm să sunați la 112 sau la telefoanele redacției noastre. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi, mereu alături.